Valeriu Iftime a decis cine va fi noul antrenor principal al lui F.C. Botoșani. Dacă mulți așteptau ca omul de afaceri să se îndreptă către un nume cu experiență în prima ligă, care să îi asigure recuperarea punctelor pe care le-a tot pierdut de la începutul sezonului și până acum cu experimentele făcute în 18 etape, ei bine, Valeriu Iftime a reușit din nou să uimească proprii suporteri prin readucerea la cârma băncii tehnice a lui Mihai Ciobanu. Am decis să îl pun antrenor principal pe Mihai Ciobanu, cel care are licență pro, iar Patache să fie în acta antrenor secund. El are formele legale să stea pe bancă. Eu nu cred că dacă aduceam un antrenor străin sau altul de pe aici, de pe la noi, îi luau pe ei focul de botoșani, așa cum simt Ciobanu și Patache. În condițiile noastre actuale, riște normă dacă aduci pe unul care nu cunoaște lotul și care îți mai și cere, nu mai știu ce. Sper să-mi iasă cu noua mea echipă tehnică de antrenori, a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport. Mihai Ciobanu a fost antrenor principal la Fece Botoșani în perioadele noiembrie-decembrie 2022 și august-septembrie 2023. De asemenea, acesta a mai fost trecut în acte ca principal în momentul în care Marius Croitoru se ocupa de echipă. După 18 etape disputate din acest sezon, Fece Botoșan este ultima în clasamentul Superligii cu doar 9 puncte acumulate.